Ce mai faceți și bine v-am găsit la un nou episod. De data aceasta avem tot Minecraft și am de gând să termin această casă și poate să mai construiesc câte ceva din fermă, dar desigur că pentru acestea îmi va trebui mult, mult lemn. Așa că ar trebui să mă mișc mai repede să-mi fac un topor din piatră. Și în timpul acesta aș vrea să vorbim puțin și voi începe prin a mă plânge cât de rău a mers videoclipul cu Minecraft. Da, chiar a mers foarte rău. Am făcut puține like-uri, foarte puține vizualizări și puține dislike-uri, ceea ce nu e neapărat rău. Și probabil că vă întrebați dacă a mers rău, de ce continui să postez? Chestia e că mie îmi place acest joc și nici nu pot posta numai și numai Free Fire pe canal. Îmi este imposibil să fac așa ceva. Așa că mă gândesc ca din când în când să mai postez alt joc, cum ar fi Minecraft sau Stand of 2, și un vlog foarte, foarte rar. Desigur că voi începe cu acel Q&A când voi face 5.000 de abonați și apoi uneori să mai postez vloguri când se întâmplă ceva, story time-uri sau lucruri de genul. Dar desigur că nu mă voi lăsa de Free Fire. Voi continua să postez un episod pe săptămână. Cel puțin voi încerca să fac asta, deoarece este foarte, foarte greu să filmezi și să editezi un episod de Free Fire. Bine, este greu să faci asta și cu un episod de Minecraft. De fapt, nu e chiar așa de diferit. Doar că la Free Fire durează mult mai mult să faci aceste lucruri. Dar la editat fac cam la fel. Hai să mănânc și două pâinici, deoarece eu fac foarte, foarte multe cut-uri. Și la videoclipurile de Free Fire și la cele de Minecraft, cred că și la acel Q&A. Bine, s-ar putea să încerc să-mi fac un script ca să am ce citi și să nu pară că mă bâlbui așa de rău, dar la cum mă cunosc o să-mi fie lene și nu o să fac asta. Plus că nu am un monitor de pe care să-l citesc sau așa ceva. Oh, nu! Păi nu e nimic, m-a dat chiar aici. Problema e că a distrus casa. Oricum o să rezolv rapid. Nu e cine știe ce. Hai să punem și lemne albe. Și asta a fost. De ce am 5 butoane? Acum că mă gândesc mai bine, n-aș vrea să fie acest fel de lemn aici. Acum ar trebui să văd cum fac cu geamurile. Păi aici așa cred că ar fi bine. Apoi așa și aici. Apoi aici vom avea 3, iar aici niciunul. Cred că așa ar fi ok. Bine, dacă vreau să fac geamuri, îmi va trebui și niște nisip. Dar pe unde voi găsi? E chiar aici. Și dacă tot am ajuns până aici, cred că o să merg și în sat să fac rost de niște mâncare. Și să încep să-mi fac și eu ferma, deoarece nu vreau să merg prea des în acel sat. Doar să fac rost rapid de ce am nevoie și apoi să plec. Bine, asta dacă mai țin minte pe unde era, parcă era de aici tot în față. Da, e chiar acolo. O să iau și niște chestii din asta, să fac ghiveciuri. Pe porci îi atrag cu acest cartof? Se pare că nu. Și hai să-mi pun pantalonii pe mine. O să iau chestia asta chiar dacă nu știu ce e. Apoi o să omor niște oi. E bine că primesc și carne și lână. Și acolo văd niște brazi. O să tai câțiva și o să aduc la mine. O să iau și acest clopoțel. Dar pe unde erau cartofii și chestiile de genul? A, chiar acolo. Ia să vedem ce avem, ridichi. Din câte mi-aduc aminte, cu aceasta atrăgeam porcii. Nu? Se pare că pe el da, pe el nu. E, prima dată hai să-i înmulțim un pic. O să fur mai mult. O să iau și căpițe de fân. Omor și această vacă. În acest sat sunt doar ridichii. A, și avem ceva și pe aici. De fapt, sunt tot ridichii. Nu contează, hai să le iau. Chiar dacă nu-mi prea țin de foame, sunt bune deoarece sunt multe. Oricum, villagerul o să aibă în continuare. Sper. Au și pisici. Oricum, voi lua și niște lemne. Deja s-a făcut noapte. Oh, vai, ce s-a întâmplat? Deja s-au spawnat așa de mulți? Păi, e destul de ușor să-i omor. Dar nu-mi place că mă întrerup în timp ce eu încerc să fac rost de lemne. Hai să sparg direct frunzele și să fac rost de puieți. Bine, eu sper să-mi dea, deoarece nu vreau să rămân prea mult pe aici. Dar văd că acum am dă bețe. Avem și primul puiet. Voi lua cred că 5. Deja am făcut rost de încă unul. Și apoi voi mai sparge lemne până mi se sparge mie toporul. Ce avem aici? De cât timp de dea tipul ăsta în mine? Hai să mănânc, să mi se regenereze viața mai repede. Nu aș prea vrea să mor aici, deoarece mi-ar fi foarte greu să-mi iau chestiile înapoi. Ar dura cam prea mult. Încă unul rapid. Bine, dacă se va face zi, cred că voi sta până se întunecă. Și am făcut rost de 5, dar am nevoie și de niște lemne.
Păi hai să mă mișc rapid și să plec de aici. Am făcut chiar rost de 6 puieți. Apoi cu aceștia voi face mai mulți și mai mulți și tot așa. Iar satul pe unde era? A, e acolo. Iar acum voi încerca să duc porcii aceștia la mine acasă. Aș vrea să aduc și niște villager pe la mine. Păi hai să mergem. Nu vă îngrămădiți. Ok, mult mai bine așa. Ei vor putea să înnoate. Păi sper să reușească. Da, asta va dura ceva. Hai că nu mai avem mult. Zombie. Păi văd că nu pot face nimic dacă sunt scheleton pe aici. Prima dată voi scăpa de ei. Și acum voi încerca să fug pentru că nu mai am viață. Și aici un păianjen care vine după mine. Oh, sunt doi. Păi hai să vedem dacă îi pot bate. N-ar trebui să fie prea greu. Dar când mai e doar o viață, totul e riscant. Uitați aici cei trei porci. Parcă sunt mai rapizi. Hai să mănânc și eu un pic. Chiar dacă nu-i prea bine să mănânc carne de zombie, o să-l aduc și pe el. Oh, nu. Știi ceva? Nu am timp de tine. Castravete. Hai să arunc lopata. Văd că îi pot atrage și cu acest castravete. E morcov, de ce i-am zis castravete? E ok, o să vină ziua. Iar zombii vor muri. Oare ei pot să facă parkour? Mă întreb de cât timp mă plimb cu ei. Cred că era mai ușor să adun niște porci de pe aici. Oricum o să-i bag cu găinile. Păi hai mai repede, nu vă înghesuiți. Of, găina deja a ieșit. A ieșit și cealaltă. I-am dat din greșeală. Oh, vai. Păi, măcar înmulțiți-vă. Și voi creșteți mai repede. Și tu, micuțule. Și acum înmulțiți-vă și voi. Iar eu o să acopăr această gaură. Încă nu am un furnal. Hai să termin cu această carne de zombie. Păi, hai să fac pe aici. O mică mină. Văd că am apă. Și dacă o iau pe aici, e mai bine. Voi strânge piatră cam cât pentru două furnale. Dar hai să plantez și acești copaci. Perfect. Fix două. Voi pune nisipul cu niște lemn. Iar eu între timp voi încerca să măresc această fermă. Dar ce avem aici? Hai să aducem cât mai mulți și să o facem cât mai mare. Totuși să nu uităm scopul inițial al acestui episod. Cred că voi face un pat roșu. Arată mult mai bine. Și îl voi pune aici. Așa arătau paturile înainte. Absolut toate. Cred că voi face și geamurile de această culoare. Nu e foarte diferit, dar arată ceva mai bine. Dar pentru a le face de acea culoare, am nevoie de astfel de chestii, pe care să le transform așa, iar apoi așa. Și cam acestea au fost geamurile. Chiar dacă aș mai putea pune două aici și să-l dau jos pe acesta, nu este o idee rea. Cred că așa va arăta mai bine. Dar ar trebui să rămână doar unul aici. Da, voi lăsa așa. Voi mai face rost de lemn. Văd că am o peșteră pe aici. Nu o voi explora chiar acum. În sfârșit ceva mâncare bună. Eu sper ca această casă să iasă bine. Nu cred că voi mai avea nevoie de încă un etaj. Și dacă voi avea nevoie de mai mult spațiu, probabil că voi face un beci. Mi-ar trebui și niște uși. Dar vreau să le fac din acestea. De ce am făcut 6? Hai să încep să fac ferma puțin mai mare. Hai să facem așa. Și cam acesta este. Cred că acum au destul spațiu. Voi umple aceste spații pentru a putea face ferme și pentru pui și vaci. Voi avea pentru porci, pentru vaci, pentru găini și pentru oi. Sau să pun două așa și două pe aici. Nu știu, voi vedea cu timpul. Dar hai să-mi las și câteva chestii pe aici. Copacii au început să crească. Totuși am nevoie mai multe de acest fel de copaci. E bine că stau aproape de această pădure și fac rost repede de ei. Probabil că voi sparge până mi se termină toporul. În timp ce tăiam lemne s-a și înserat, un Enderman, nu o să mă uit la el. Ar trebui să pun niște torțe pe aici. O să mă culc ca acei zombie să ia foc. Hai să pun un clopoțel aici. Nu știu ce face. O să închid ușa. Am făcut rost de 56 de bucăți de lemne. Voi mai face încă un topor și voi schimba acoperișul. Și am văzut că multe persoane cred că a fi gamer e super ușor. Și nu vorbesc de gameri în general. Vorbesc de youtuberi care fac gaming. Și eu vă spun cu toată sinceritatea că nu este ușor. Da, voi mă vedeți doar cum mă joc. Dar eu încerc să spun ceva în videoclip. Și asta durează ceva. Adică deja filmez de o oră. Și o să vedeți că acest videoclip nu cred că va avea mai mult de, nu știu, 20 de minute. Bine, 20 de minute în cel mai bun caz. Și pe lângă asta mai e și editatul.
Adică eu cel puțin chiar editez mult și încerc să fac un videoclip cât mai interesant. Aici ce voi pune? Păi deocamdată am porci, deci e bine. Hai să facem și slaburi. Cred că un stack și 44 e de ajuns. Hai să mergem sus și să începem să le folosim. Și sper să termin și acoperișul în acest episod. Oricum, sunt de părere că am făcut destul de multe, chiar dacă nu multă lume se va uita. Și într-un fel înțeleg, deoarece până acum am postat numai și numai Free Fire. Și multă lume cred că a crezut că o să schimb contentul și că o să postez Standoff, Free Fire și alte jocuri. Dar după cum vedeți, episoadele de Free Fire continuă să apară. Și nu am de gând să mă las de acel joc. Imediat voi termina și acoperișul. Cred că trebuia să folosesc scări. Deci, așa cum știți, eu am fost Darius, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!